După o săptămână de pregătire la baza proprie, sportivele legitimate la CSM vor pleca într-un stagiu de pregătire la Cheia, unde vor poposi 7 zile. Antrenorul Dragoș Bizdrighianu își dorește ca până la data reunirii lotului, conducerea administrativă să perfecteze și transferurile programate pentru această pauză competițională. Startul viitorului sezon este programat în luna octombrie. Bizdrighianu, am înțeles că o să efectuați un cantonament centralizat? Într-adevăr, încercăm să efectuăm un cantonament centralizat la Cheia, unde sperăm să, cu o pregătire fizică generală foarte bună, să ne îndeplinim obiectivele. Asta înseamnă că vă doriți până la plecarea în cantonament să și realizați ceva achiziții pentru a pleca cu ele în cantonament? Vă dați seama că noi până în data de 15 august, când vom relua pregătirile, vom sta aproximativ 10 zile în Târgoviște. În aceste 10 zile noi trebuie să avem definitiva lotul ca să știm pe ce ne bazăm și să vedem cu cine ne apucăm de treabă. Știu că nu vreți să faceți cunoscute numele jucătorilor pe care le monitorizați în momentul de față, între puteți să ne spuneți dacă sunt jucătoare de top în divizia B sau aveți și ținte din Liga Națională? În situația dată, în criza economică care există în țara asta, în momentul de față, vă dați seama că noi tindem absolut numai pe vârfurile din divizia B și poate ceva din divizia A. Numai să putem și să reușim să le convingem să vină la Târgoviște cu acest proiect în care suntem angrenați cu toții, cu Primăria Târgoviște, cu CSM Târgoviște, care sperăm să aducem valoare, fără discuție, pe lângă perspectivele care existau din anul precedent.